Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem din nou împreună și astăzi vom discuta despre psihoterapia corporală și urmele pe care le lasă asupra corpului nostru emoțiile. Și am bucuria astăzi să-l avem alături de noi pe Florin Vancea, care mi-a fost profesor la formarea mea în psihosexologie și alături de care am studiat terapia corporală. Și a fost o experiență de dreptul neobișnuită, nemai întâlnită și am considerat că este foarte util pentru toată lumea să vină în contact cu tot ceea ce înseamnă emoțiile care sunt stocate la nivel de corp și cum acestea în timp se tot păstrează și la un moment dat corpul ne trage așa de mânecuță și ne spune uite, hai că mai ai ceva de lucrat cu tine. Bine ai venit, Florin, alături de noi. Bine te-am regăsit, Simona. Mă bucur tare mult că sunt aici cu tine și că pot să vorbesc despre niște lucruri interesante, zic eu. Mersi frumos și eu. Aș vrea să îmi spui cum ai ajuns tu la psihoterapia corporală, care a fost parcursul tău și ce te-a ajutat să te dezvolți în această direcție ca profesionist. Primul demers al meu a fost în cadrul terapiei experiențiale, psihoterapia experiențială a unificării. În cadrul acestei psihoterapii am parcurs și un modul de dans terapie cu doamna profesor Iolanda Mitrofan. Deci acolo a fost primul meu contact cu lucru cu corpul într-un cadru în acesta psihoterapeutic. Și am fost marcat de ceea ce poate să scoată dansul, mișcarea asistată de psihoterapie. După care, de atunci, m-am îndrăgostit foarte, foarte mult de dans terapie și cred că este dragostea mea cea mai mare. Dans terapia este o formațiune ține de psihoterapia corporală. După această experiență cu psihoterapia prin dans și mișcare, am avut privilegiu și marele noroc să intru într-o formare cu o doamnă din Franța, Françoise Bourton, o formare în analiză reichiană. Analiza reichiană este prima psihoterapie corporală autentică care a apărut, o psihoterapie corporală foarte, foarte puternică și se bazează foarte mult pe exerciții corporale, pe acting-uri în care clientul este pus să execute niște mișcări sau să stea niște poziții, iar aceste poziții, acest demers al lui trezește niște emoții și niște amintiri extrem de puternice și foarte, foarte vechi. Atunci am fost foarte, foarte surprins și marcat de faptul că colegii de-ai mei cu care eram acolo în formare și cu care făceam, bineînțeles, această psihoterapie, aveau niște manifestări extreme, nemai văzute de mine, nemai întâlnite până atunci. Să vezi oameni adulți în toată firea care la un moment dat să îngâne ca un bebeluș sau să își bage degetul în gură, da, și să manifeste anumite mișcări și comportamente de la începuturi, chiar de la începuturi. Deci asta a fost prima mea experiență. După care, la mai mulți ani, am intrat într-o altă formare în psihoterapie corporală, de data asta o psihoterapie corporală bazată pe mindfulness, puțin diferită, dar ele sunt complementare, cele două forme, și m-au făcut să înțeleg și mai mult și să-mi placă și mai mult această formă, această a doua formare cu niște profesori din Germania. Deci cam asta.
Cam astea sunt și formările. Și acest tip de terapie îl lucrezi în sesiunile individuale sau în grup? Cum se desfășoară? Sau combinate? Practic, dacă vorbim despre individual, psihoterapie individuală, demersul este unul experiențial. Obișnuit oarecum în terapie experiențială. Dacă clientul este pregătit și este de acord, atunci la un moment dat putem intra și în tehnici psihocorporale. Chiar dacă nu intrăm în tehnici foarte specific psihoterapii corporale, terapia experiențială presupune relația cu corpul. Da? Chiar așa, față în față, conștientizarea corpului, a emoțiilor, a senzațiilor, adică îl ajut pe client să fie în contact cu corpul lui atunci când intră în experiență, când împărtășește, când analiză. Iar în psihoterapiile de grup, acolo este poate mult mai ușor și am folosit psihoterapie corporală mult mai frecvent, pentru că este un cadru anume, toți ceilalți s-au adunat cam pentru acest lucru, sunt pregătiți și atunci mai degrabă aici se poate vedea psihoterapia corporală în frumusețea ei. Cum ți se pare? Oamenii sunt în contact cu propriul lor corp când vin la terapie? Au treabă, au în vreun fel treabă cu propriul corp? Cum ai văzut că se întâmplă lucrurile? Au o treabă că își aduc corpul, adică corpul meu. Da, aici este o poveste veche, să zicem așa, și care zic eu că trebuie să o punctăm. Pentru că realitatea este că nu suntem în contact cu corpul, da? Suntem separați de corp, suntem cumva am trădat corpul. Și atunci noi numim corpul, sau când ne referim la el, corpul meu, da? Ca și plovărul meu, cămașa mea, mașina mea, ceasul meu. Ceea ce, dacă stăm așa să ne gândim, nu pare foarte corect, pentru că, ok, fără plovăr pot să trăiesc, fără mașină la fel, dar fără corp nu. Și corpul nu este astfel o posesiune, ceva care mi-aparține. Nu? Chiar mai mult, dacă cântărim bine vorbele, și eu le cântăresc, pentru că vorbele arată foarte mult despre adevărul interior al omului, ne amintim că noi, oamenii, spunem și sufletul meu. Da? Spunem corpul meu și sufletul meu. Nu? Și atunci ne gândim și punem întrebarea, cine sunt eu ăsta care are și un corp și și un suflet? Dar cine sunt de fapt? Un mare proprietar. Un mare proprietar de lucru, nu de și sigur, eu înțeleg, am citit și știu de ce am ajuns aici. Realitatea este că, în fapt, după părerea mea și după opinia psihoterapiei integrative, corporale integrative, da, ca să nu o confundăm cu cealaltă psihoterapie integrativă, în opinia psihoterapiilor, deci corporale, integrative, omul este o unitate, ființa umană este o unitate. O unitate și o trinitate, pe modelul trinității divine. Și atunci în această trinitate intră corpul, psihicul sau mentalul, emoționalul, da? Și sufletul ca componentă divină. Deci ființa mea cuprinde aceste trei aspecte împreună în același timp și asta este realitatea și la ea ar trebui să ne raportăm pentru a ne înțelege, pentru a putea să evoluăm până la urmă și a ști de fapt cine suntem. Deci noi suntem și corp, și psihic, și suflet pe acest pământ.
în care sunt, am venit. Deci atunci când spunem eu sunt corpul, eu sunt și corp. Nu este corpul meu, ci eu sunt și corp. Eu sunt și corp, sunt și minte, sunt și suflet. Da? Și atunci, ca și când sunt niște fațete, atunci trebuie să înțelegem că orice aspect cu care mă confrunt, da, să zicem o problemă, o provocare, se reflectă în egală măsură și aparține de toate cele trei componente. Mm-hmm. Da? Deci se reflectă în corp, se reflectă la nivel emoțional, se reflectă și la nivelul sufletului. Adică dacă am o suferință fizic vorbind, clar va fi afectat și psihic. Nu că va fi în sensul în care de acolo, de la corp, așa cum înțeleg unii, nu că de la corp merge către psihic. Uh-huh. Și nici invers, cum înțeleg alții, că psihicul determină ceea ce se întâmplă în corp. Uh-huh. Da? Practic este vorba despre o sincronicitate. Okay. Doar că ne putem ajuta de corp, pentru că corpul fiind din cele trei partea cea mai condensă, cea mai solidă, cea mai vizibilă, da? Adică cea mai aproape de simțurile noastre, da? Ne putem foarte mult ajuta de corp, pentru că în corp vedem mai repede probleme. De aceea problemele medicale, da? ne dor foarte mult și suntem foarte atenți la ele, mai mult decât la problemele emoționale. Deci e ca o poartă, ca să intrăm în interiorul nostru și mai mult corpul nostru. Poate fi văzut ca un fel de poartă. Da, și este și o cheie și este și un instrument. Deci spuneai că marea majoritate nu este conectată la propriul corp. Da. Asta ce ar presupune, nu știu, și din punct de vedere emoțional, care sunt efectele, ca să zic așa, dacă nu suntem în contact cu corpul nostru? Dacă nu suntem în contact cu corpul, nu suntem în contact cu realitatea. Da? Uh-huh. Și vorbesc în primul rând despre realitatea mea interioară. Da? Adică este posibil ca în această separare sau disociere, putem să o numim, da, să se creeze două lumi paralele. Da? Lumea corpului cu tot ce trăiește el, da? Și lumea minții, că de suflet vorbim mai puțin, că e mai greu de apucat și nu vreau să o luăm pe direcția aceea. Dar cel puțin aceste două lucruri. Deci putem crea două lumi paralele. Și de aceea și multe psihoterapii au rezultate doar pe moment sau nu au rezultate profunde sau se adresează doar simptomelor, pentru că undeva lucrează doar cu lumea asta paralelă. Și în lumea asta paralelă pot să-mi creez tot felul de impresii și pot să îmi schimb niște credințe, dar în lumea cealaltă, în lumea corpului, da, corpul trăiește și eu prin corp, da, trăiesc în subteran un alt adevăr. Da, trăiesc experiențele mele nevindecate, emoții reprimate și așa mai departe. Deci, dacă rămânem conectați la noi, rămânem conectați la întreaga ființă a noastră, cum facem să fim conectați? Pentru că știu atâtea cazuri, de exemplu, din corporații, stau de dimineață până seara pe scaun în fața monitorului, uită să și mănânce, eventual când mănâncă stau și pe telefon sau răspund la alte e-mail-uri, uită să meargă la toaletă. Sunt total deconectați de corp, mm-hmm. pentru că asta este cumva și educația și cultura. Bună întrebare ar fi cum am ajuns aici, nu? Și sunt mai multe explicații. Poate cea mai puternică explicație sau lucru pe care ne marchează cel mai mult este fuga noastră de moarte, frica de moarte, da? Frica de îmbătrânire, frica de moarte, frica de boală, frica de durere. Da? Și toate lucrurile astea le sesizăm în corp. Pentru că sufletul se spune că este nemuritor. Da? Psihicul este undeva acolo între ele. Dar știm cu toții că
corpul este muritor. El îmbătrânește, are legea lui. Da? Și atunci undeva nu vrem să acceptăm această moarte, că nu avem un viitor, o nemurire, că da, și ne retragem ușor, ușor și mai degrabă ne retragem în centrul minții noastre, în acel ego, care este, el este Dumnezeu care are și corpul și sufletul, da? Și dăm corpul la o parte, asta însemnând sau având ca drept consecințe faptul că nu ne asumăm niște lucruri, nu? Iată, de exemplu, cum fac oamenii cu atunci când au o problemă fizică, da? Se duc la medic, la medic, da? Și îi spun, uite, mă doare ficatul sau mă doare capul sau mă doare, da? Mă doare ceva. Nu sunt eu aici, da? Se întâmplă ceva în corpul meu, da? Eu aș fi ok, eu aș fi foarte bine. Dacă corpul acesta nu mi-ar crea probleme. Da? Și sunt mulți pe care i-am și întâlnit și în terapii individuale care sunt foarte frustrați și furioși pe propriul lor corp, da? Pentru că nu-i susține, că au o boală, că... Da? Dar în momentul în care ne asumăm faptul că corpul sunt eu, da? Și acolo se manifestă poate mai vizibil anumite lucruri, da? Atunci încep să mi le asum. Să-mi dau seama că o anumită durere sau o anumită dereglare fizică, da? Are un corespondent în mintea mea, în emoții, în gânduri și are un corespondent chiar și în sufletul meu. Mm-hmm. Da? Lucrăm pe trei niveluri separat. Deci să rămân în contact cu corpul nu înseamnă să-mi asum practic că ceea ce îi se întâmplă corpului sunt eu, mă reprezintă pe mine și atunci merg mai departe în ce mod? Adică, dacă apare, să zicem, o durere la nivelul ficatului, ce pot eu să fac pentru mine să rămân în contact cu ficatul? Nu știu cum să răspund la întrebarea asta, adică mă gândesc că primul pas, da, pe care trebuie să-l facem noi, dar este cel mai greu. Primul pas este să ne reintegrăm corpul. Da? Să muncim ca această separare să nu mai existe. Uh-huh. Asta este un pas uriaș. Pentru că orice aș face, aș face într-o manieră, cum să zic, forțată, impusă, uh-huh. Da? Uh-huh. Dictată de altceva sau de o regulă exterioară sau impusă de... și atunci o fac într-un mod mecanic. Da? Deci primul lucru este să lucrez cu conștiința mea și să-mi dau seama și să accept că eu sunt această trinitate și eu sunt corpul. Da? Asta aici este o muncă de durată, o muncă în care sunt mult mai atent la ceea ce se întâmplă în corp. Da? Încep un proces de reconectare profundă cu corpul, de respirații, de exerciții. Da? Un fel de mindfulness sau body mindfulness, i-am spus eu, pentru că folosim foarte mult corpul, în care mintea este focalizată pe corp. Da? Și mintea începe să asculte semnalele corpului. Da? Și pentru că asta înseamnă până la urmă conectarea, să fiu foarte atent. Nu să-mi folosesc corpul, cum înțelegem noi în cultura noastră. Folosesc corpul ca să obțin niște rezultate, orice fel, sau succes, sau... Da? Nu eu mă folosesc de el, da? Ci îi acord o atenție totală, da? Și sunt alături de el, da? Și accept tot ceea ce se întâmplă cu el. Asta este foarte important, da? Pentru că unii încep să analizeze, mă doare ficatul, ce ar însemna asta? Da? Nu putem așa. Din perspectiva asta, mai degrabă, suntem în contact, accept, da? Dacă mă doare ficatul, de exemplu, sau undeva, pun mâna acolo și doar atâta fac. Închid ochii, respir și îi spun corpului, da, înțeleg că se întâmplă ceva cu tine, chiar dacă nu înțeleg, da, sunt atent la tine, te accept, accept tot ceea ce se întâmplă, sunt alături, vin cu iubire, cu blândețe,
Da? Deci nu interpretez și nu analizez. Am făcut împreună cu tine acest exercițiu care mi se pare atât de simplu și în același timp atât de puternic. Deci chiar le recomand celor care ne urmăresc acum să-l încerce, că face minuni. Doar să-l asculți pe corpul tău. Pe corp, da. Da. De fapt să te asculți pe tine, uh-huh. Dar prin intermediul corpului. Vorbeai de respirație. Sunt anumite exerciții sau pur și simplu, nu știu, gen urmărirea respirației? Bine, respirația aparține corpului și în toate timpurile și în toate orientările este folosită în diferite feluri. Sunt foarte, foarte, foarte multe tehnici de respirație. Dar plecând de la acest exercițiu foarte, foarte simplu, nu trebuie decât să îmi urmăresc respirația și să-mi dirijez respirația și atenția, da, în zona respectivă. Simplu. Unul dintre momentele în care mi s-a tras mie atenția, mergeam la sală, apropo de hai că îmi duc și eu corpul ca să fac ceva mișcare, că așa scrie la carte. Și la un moment dat mi-a zis cineva, măi Simona, tu te-ai privit vreodată în oglindă în timp ce făceai mișcarea respectivă? Niciodată nu te-am văzut cu zâmbetul pe buze. În ce măsură, pentru că vedem în jurul nostru că într-adevăr s-a dezvoltat zona aceasta sportivă, oamenii participă la maratoane, în ce măsură impactează cât de mult îți place ceea ce faci sau nu îți place ceea ce faci și faci sportul respectiv? Adică faci un sport pentru că trebuie făcut, pentru că poate e și o chestie conjuncturală, socială, pentru că ceilalți colegi ai tăi merg la maratoane. Care este impactul dacă tu undeva acolo în sufletul tău nu iubești foarte tare tipul ăla de mișcare, tipul acela de sport? Asta știm cu toții, că orice lucru pe care vrem să-l facem și-l facem, să-l facem cu bucurie și cu plăcere. Mm-hmm. Da? Asta înseamnă cu o implicare mai multă din partea noastră, cu o atenție mai mare. Da, și asta dă foarte multe rezultate, pentru că corpul, fiind în mișcare, în mișcarea respectivă, da, atunci se conectează mai ușor cu emoțiile, da, chiar și cu sufletul. Dar nu este suficient. Vreau să spun asta, să înțelegem foarte clar, nu este suficient. Pentru că tot nu este într-o manieră integrativă. Da? Chiar dacă o fac acest lucru în sport cu mare, mare plăcere, da, nu înseamnă că mi-am reintegrat corpul, da? Și mi-asum corpul. Deci atunci, ca să fie într-o manieră integrativă, să zicem că practic un anumit sport, ce aș avea de făcut? Mă întorc la ideea aceea de mindfulness, de body mindfulness, exact, în timp ce fac sportul respectiv. Adică sunt mulți care ascultă poate muzică la crești. Tocmai, exact. Sau vorbesc exact la telefon în timp ce merg cu bicicletă. Exact. Uh-huh. Atunci, cumva experiența este divizată. Este fragmentată, este scindată. Corpul face ceva și mintea face altceva. Uh-huh. Da? Chiar de aceea ți-am spus că chiar dacă fac un sport cu mare, mare plăcere, da? Sigur, e important să mă bucur, dar mintea tot ar putea să gândească altceva și să-și trăiască o altă experiență. Uh-huh. Da? Și atunci cel mai important este ca mintea să fie, să aibă aceeași, să trăiască exact aceeași experiență cu corpul. Da? Și să vorbească același lucru, același adevăr. Da? Corpul vorbește pe limba lui, este limbajul corporal. Mintea, da, și mai ales zona rațională, care este foarte importantă, da, să vorbească prin cuvinte. Atunci când corpul doare, să spun că mă doare. Când corpul vibrează, spun că vibrează. Îți spun și prin cuvinte, da? Atunci cele două lucruri se lipesc și se reintegrează. Adică același adevăr și aceeași experiență să fie trăită de ambele sectoare, ambele fațete. Aș vrea să ne întoarcem la o experiență vis-a-vis de psihoterapia corporală, care în momentul de față poate că nici eu nu mi-o pot explica. Când am lucrat împreună în cadrul cursului, am plecat de la o anumită mișcare, da? Era mișcarea în picaj a mea pe o salteluță,
Și de acolo am ajuns la principalele mele traume, pe care de altfel le-am mai tot lucrat și în psihanaliză și în alte tipuri de psihoterapie. Cum e posibil, și simțeam că încă au mai rămas resturi, aș vrea să știu cum e posibil corpul să înmagazineze atâtea emoții, să le păstreze atâta timp și deși au fost lucrate, ele totuși mai sunt acolo. Le păstrează emoțiile corpului de-a lungul întregii vieți. Da, mai corect este că noi păstrăm. Adică eu păstrez. Da? Eu păstrez toate experiențele mele. Eu sunt suma experiențelor mele. Okay. Chiar din momentul în care părinții m-au conceput. Da? Din acel moment devin o unitate și experiențele sunt în mine. Da? Uh-huh. Doar că în primele zile, în primele luni, da? Psihicul, mintea nu este suficient de dezvoltată, conștiința. Da? Și atunci, practic, toate experiențele care se întâmplă, da? Sunt depuse în corp, în celule. Da? Uh-huh. Este ca un depozit al tuturor amintirilor, al tuturor emoțiilor. Și trebuie să înțelegem că e vorba despre amintiri subiective. Adică nu este neapărat ceva pur obiectiv ceea ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Da? Deci este o amintire subiectivă, dar care este a mea, da? Și care este pusă într-un sertar, da? Special, care este corpul. Da? După care noi ne dezvoltăm partea cealaltă, da? A minții, a conștiinței, a rațiunii, da? Și căutăm practic în alte sertare. Mm-hmm. Da? Deci avem o memorie explicită și o memorie implicită. Memoria implicită este memoria din sertar. Și atunci undeva avem nevoie de tehnici de a scoate această experiență pe care le-am uitat, pe care chiar și experiențe ulterioare foarte ușor le putem introduce în acest sertar, da? Indiferent de vârsta. Atunci, ca să pot să mă înțeleg pe mine, ca să pot să mă lucrez, ca să pot să mă vindec, ca să pot să evoluez, am nevoie să intru în aceste sertare, da? Să văd ce sunt acolo, ca să văd care sunt experiențele mele, care este de fapt viața mea ascunsă, pe care până acum n-am văzut-o. Deci am nevoie de metode foarte puternice de a intra în această zonă. Da? Și acum știm de hipnoză, de exemplu, da? Că ar fi o astfel de posibilitate. Hipnoza clasică, adică aș vrea să fac o paralelă între tehnicile acestea, pentru că ceea ce se întâmplă în psihoterapia corporală, când facem astfel de exerciții, da? Practic antrenăm corpul, da? Îl mișcăm, da? Și prin această antrenare și provocare, da? În anumite zone pe care le lucrăm, trezește experiențele care sunt lipite în acea zonă a corpului. Mm-hmm. Da? Începe așa oarecum, da? Lucrând cu corpul, deci astea sunt emoțiile, da? Cu amintiri, cu tot. Acesta este corpul, masa musculară, oasele. Și ele sunt lipite. Și în momentul în care încep să miști corpul, da? Fie prin dans sau, da? Uh-huh. Prin diferite metode, da? Începe să se mai elibereze. Da? Uh-huh. Și asta, când se desprind ușor, da? Ies mai ușor la suprafață. Da? Uh-huh. Atunci le putem vedea și le putem lucra. Acum, asta înseamnă că undeva intrăm într-o zonă de transă, da? E ca un fel de transă, ca o hipnoză, da? Într-o stare hipnotică, deci de conștiință alterată, care în psihoterapiile corporale le numim conștiință duală. Adică, așa cum mai trăi și tu în acele momente, conștiința noastră trăiește două planuri. Planul acela din sertar, sau cum să-i spune, da? Și planul din prezent, da? Care este planul conștient, care vede, observă. Da? Și planul conștient nu mai devine o cenzură, așa cum se întâmplă în conștiința noastră obișnuită. Da?
pentru partea asta alaltă. Da? Deci nu mai devine o cenzură, îi permite aceste experiențe, acestui plan să existe și doar observă. Uh-huh. Da? Observă și pe undeva își dă seama că trăiește într-un prezent și în același timp trăiește și un trecut. Da? Și această stare este starea care permite experienței să se proceseze, da? Și să se vindece, pentru că există aceste planuri. Da? Și atunci undeva se integrează în tot sistemul nostru. Acum, într-o hipnoză clasică, cum era cea de pe vremuri, care nu se mai poartă acum, da? Practic, planul acesta nu mai exista. Da? Și te duceai și trăiai în trecut, trăiai experiențele respective, te trezeai după hipnoză și nu știai ce se întâmplă cu tine. Da? Mm-hmm. Pentru că atunci când te trezeai, nu mai erai conștient de partea asta. Da? No. În cealaltă hipnoză, da? Cea permisivă pe care se aplică acum, reușim să avem acces, dar părerea mea că este încă o inegalitate, adică această parte încă preia un bun control, da? O cenzură suficientă. Da? Avem acces la niște zone, dar le putem poate înțelege mai ușor, pentru că emoțiile sunt în corp și dacă corpul nu se mișcă, da? Ele sunt lipite acolo. Deci după o psihoterapie corporală, accesăm un anumit sertar, adică o anumită traumă, o anumită experiență pe care, normal, subiectiv, am trăit într-un anumit fel. Da. După o astfel de experiență de psihoterapie corporală, ce facem cu sertarul respectiv? I-am făcut curățenie, amintirea va fi recadrată, ștergem cu totul, ce se întâmplă? E foarte bun cuvântul reîncadrat. Da? Mm-hmm. Deci este prelucrată, că altfel nu se poate, da? Este reîncadrată și în același timp reintegrată, da? Într-o manieră alchimizată. Eu folosesc cuvântul ăsta ca să înțelegem că o anumită rană sau o anumită traumă sau ceva de genul ăsta, o experiență urâtă care ni se întâmplă, poate fi transformată și ăsta este obiectivul suprem, să fie alchimizată într-o comoară. Uh-huh. Dar nu doar ca să trecem peste ea, nu doar să vindecăm, da? Un abandon, o respingere, o trădare, orice, da? Ce am trăit, așa cum în alchimie se transformă fierul în aur, așa se transformă această rană într-o comoară. Adică, practic, dacă am reintegrat-o, e ca și când ne învățăm anumite experiențe din viață, da? Și transformăm ceva foarte profund în noi, astfel încât suntem altfel conectați cu noi și cu lumea din jurul nostru. Da? Putem să dăruim mai mult nouă, celor apropiați și societății. Ca să dăm un exemplu, nu știu, poate luăm un exemplu, am fost respins sau respins de mamă. Cum se poate transforma asta într-o comoară? Aici s-ar putea să avem niște neînțelegeri. Asta, fie că este abandon, fie că e respingere, este o diferență mai mică. Practic, lecția pe care o să o învățăm, dar, repet, nu învăț lecția pentru că spun eu, sau pentru că citim în cărți, sau că ne spun alții, sau că am auzit la televizor, sau la conferințe, sau la... Degeaba auzim. Da? Este nevoie să se reveleze, să descoper propriul meu adevăr. Uh-huh. Și lecția aceasta pentru abandon este că dacă mama m-a abandonat pe mine, sau cine m-a abandonat, să știu în primul rând eu să fac tot posibilul să nu mă mai abandonez. Pentru că asta vom vedea în cazurile de abandon. Da? O să întâlnim astfel de oameni și o să reușim, dacă suntem foarte atenți, da?
și ne dăm seama de ce se întâmplă cu el, că el se abandonează pe sine. Deci, cumva, reia acel tipar pe care l-a întâlnit. Dacă mama l-a abandonat, da, el se va abandona. Da? Mm-hmm. Și cumva continuă această rană. Practic, lecția de viață ar fi, în primul rând, să se abandoneze pe sine. Adică să aibă mai multă grijă de el în viața de zi cu zi. Da, să fie conștient de el, de nevoile lui, da, să fie în contact cu el, să fie în contact cu corpul. Pentru că dacă ne referim la să nu mă abandonez, adică să fiu în contact cu mine, cine este acest bine? Ne reîntoarcem la treimea care sunt. Da? Deci nu doar la o parte din mine, da? Și să fiu în contact cu mine. Atunci când sunt în contact cu mine și nu mă mai abandonez, da? În acel moment pot să fiu foarte disponibil și într-o manieră foarte firească, sănătoasă și cu ceilalți. Da? Deci pot să... e un paradox, dar nu o să-i abandonez nici pe ceilalți. Uh-huh. Acum, în timp ce vorbeam, m-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o cu un prieten pe munte. Și eu, de fapt, discutam cu un prieten de-al lui, vorbeam despre psihoterapie, despre experiențele noastre din trecut. Și chiar vorbeam apropo de mamă cu persoana respectivă. Și celălalt, la un moment dat, îmi spune... Simona, tu știi că eu am cancer de piele și acum, în timp ce voi vorbeați, mi-am adus aminte de faptul că mama, la un moment dat m-am dus la ea așa să o iau în brațe, să pun mâna pe fața ei și mi-a spus, niciodată în viața ta să nu mă mai atingi. Și omul a făcut așa o corelație între boala, da, lui și experiența de relaționare cu mama. Și vorbeam, bineînțeles, despre terapia corporală. Putem să ajungem de la astfel de experiențe puternice, gen abandon, respingere, dar respingerea nu vreau să mă atingi, așa, să ajungem în plan fizic până la faza de boală, inclusiv boli atât de grave. Păi despre asta am vorbit, mm-hmm, da? Okay. Și exemplul este foarte bun pe care mi l-ai dat, pentru că pielea noastră reprezintă contactul, nu? Granița corpului cu exterior. Da? Mm-hmm. Și este vorba despre experiența pe care a trăit-o în relație cu cea mai importantă ființă, mama. Mm-hmm. Da? Iar mama i-a dat acest mesaj că nu este corect, nu este bine ca corpurile se atingă, da? Că este ceva poate murdar, că este ceva interzis. Da? Atunci, pielea care este în contactul cu ceilalți, da? Probabil că a integrat aceste, da, lucruri și deci, s-a deranjat. Psihoterapia corporală ne poate ajuta să scoată din trecut anumite traume, anumite emoții puternice, să le scoată din sertare și să ne ajute inclusiv să prevenim diferite boli. Da, dar e important să amintim și modul în care se face prelucrarea, pentru că corpul nu este doar ușa sau doar deschiderea către, sau cel care îmi dă materialul. Mm-hmm. Da? Poate că alte orientări cred asta și se bazează pe asta, dar în psihoterapia corporală integrativă ne bazăm și pe inteligența corporală. Pe faptul că corpul are și mecanismul, deci el conține și problema, dar el conține și modalitatea cea mai bună de rezolvare. Deci are toate resursele. Și resursele, da. Noi vorbim de multe ori de intuiție sau de voce interioară, da? Dar nu sunt altceva decât aspecte ce țin de inteligența corpului. Atunci, ceea ce ai experimentat și tu și ceea ce se întâmplă într-o astfel de psihoterapie este că scoatem acel material, da? Și permitem corpului să facă și restul. Adică să gestioneze, să prelucreze, da? La un moment dat, pentru că e conștiința aceasta duală, deci conștiința noastră, da?
ea ajută la integrare și dă un sens. Da? Corpul nu o să poată să dea un sens. Da? Dar conștiința și partea minții, partea superioară a minții care este în conexiune cu sufletul, lucrează pe sens și semnificație. Da? Atunci, doar îi permitem corpului să intre în experiență, da? Și el te ghidează. Deci nu este psihoterapeutul care ghidează. N-a fost nicio psihoterapie identică în ce am făcut eu niciodată și niciodată când am pornit o astfel de călătorie cu clientul, nu am știut unde o să ajung. Deci, practic, este o surpriză permanentă, da? Și să permit eu ca terapeut să încurajez corpul lui, da? Ca să se ducă către vindecare, către transformare. Corpul știe cel mai bine cum să se vindece și asta o putem vedea de la o rană, de la o cicatrice, de la o tăietură, de la o fractură la oase, de la orice. Am simțit și eu pe propria piele și alături de tine și în alte experiențe cât de puternică este într-adevăr psihoterapia aceasta corporală. Aș mai avea două întrebări spre final. Ai menționat terapia prin dans. Aș vrea să ne spui foarte pe scurt în ce constă. Adică nu înseamnă că dacă ne ducem la discotecă, în club, gata, am rezolvat, deși și acolo se rezolvă niște lucruri de moment. Niște lucruri. Aici am și o carte a lui Florin care tratează acest subiect, dar aș vrea să ne spună câteva cuvinte și despre carte și despre terapia prin dans, pentru că într-adevăr și asta este o metodă extraordinară și cele 5 ritmuri pe care am lucrat noi mi s-au părut fantastice. Da, cum spuneam, dans terapia este dragostea mea. Îi spunem pe scurt dans terapie, dar e important pentru că ai adus în discuție faptul că pot să mă duc într-un club și să dansez sau în altă parte. Da? Asta știm cu toții că există o conexiune între minte, între partea emoțională și corp. Și dacă corpul lucrează bine, frumos și cu bucurie și cu plăcere, atunci schimbă și starea psihică. Uh-huh. Da? Și asta putem să denumim dacă o facem într-un mod organizat, da? Și cu obiectiv specific, putem să o numim terapie prin dans, de exemplu, dacă ne referim la dans. Psihoterapia prin dans este diferită pentru că ea, în primul rând, poate fi făcută doar de către un psihoterapeut, da? Și aduce în plus semnificația psihologică, înțelegerea lucrurilor, da? Adică ceea ce trăiești atunci când dansezi, ceea ce scoți la iveală, da? Și integrezi și prelucrezi în același timp și înțelegi. Da, este un proces foarte complex. Chiar și psihoterapia prin dans, da? Și mișcare se poate face foarte, foarte bine, dar nu neapărat în sistem integrativ. Așa că ceea ce am scris în cartea aceasta, mai mult este ceea ce lucrez eu. La Brașov există acest program pe care l-am inițiat, se numește Filii Alchimic Dance și care are deja, sunt 15 ani de când fac acest atelier. Da? Și este o combinație, este o psihoterapie prin dans și mișcare, dar nu oricare, ci una de tip integrativ. Adică eu întotdeauna focalizez pe ideea de integrare, ca lucrurile să vină împreună, așa cum au plecat de la temeitorul psihoterapiei corporale, care este Reich, de care am vorbit, da? Cu analiza reichiană. Încă de atunci, da, s-a înțeles această unitate. Atunci, în terapia prin dans și mișcare, e practic un atelier extraordinar de frumos și extraordinar de profund și au venit oameni din toată țara în Brașov, pentru că numai în Brașov fac așa ceva. Și oamenii încep să vorbească după acest atelier, când vorbesc despre ei și despre viața lor, foarte ciudat, dar ei vorbesc așa,
în termen de înainte de dans terapie și după dans terapie. Adică clar fac o demarcație în viața lor, în ceea ce au trăit toată viața până la acest atelier și cum trăiesc după acest atelier. Da, am văzut și eu, apropo de ce spuneai mai devreme, să scuturi lucrurile, emoțiile și corpul și într-adevăr se produce această mișcare și mi-a plăcut când pe diferite ritmuri, dacă ai un ritm din acesta mai militaresc, ce trezești în corpul tău, ce se întâmplă cu tine și apoi să poți să lucrezi și mi se pare într-adevăr o tehnică superbă. Ultima întrebare, ultimele secunde, ce carte ne recomanzi? Că știu că ai venit cu o carte. Da, sunt nu foarte multe cărți în România care tratează acest subiect. Încă este destul de necunoscut, dar am adus aici o carte drăguță care îmi place foarte mult. Este scrisă de Ken Wilber, care este un filozof transpersonalist, se numește Fără granițe, abordări orientale și occidentale ale dezvoltării personale și vorbește de granițele pe care noi le construim. Da? Ce am vorbit până acum, am vorbit despre granița dintre mintea noastră și corp, da? Atunci când s-a separat. Ei, sunt mai multe granițe, da? Și într-un capitol vorbește despre această relație cu corpul, da? Cam ce am spus eu, dar foarte frumos și integrată într-o viziune transpersonală, spirituală. Mulțumesc frumos, Florin, pentru prezență, pentru cuvintele frumoase, pentru inspirația pe care o aduci. Mulțumesc și eu, Simona. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați vizionat și vă invit să citiți revista Psihologie, unde vă așteaptă foarte multe subiecte interesante. Pe curând!